Salutare, oameni buni, un nou episod din... Ia uitați-vă, sunt la Bratislava unde filmez câteva zile într-o coproducție româno-slovacă, mai mult slovaco-română. Suntem trei actori, Dana Rogoz, eu și cu Andreea Vasile, iar restul sunt actori slovaci. Să știți cum se numește filmul. Uite așa se numește. Have you enjoyed this day? Yeah, for me it was like a vacation. How really, what did you do? Yes, I do. I go to the castle. Okay. Yeah. Uite, cineva acum umbră. Și uitați-vă, toată lumea îmbrăcată, iar omul era ca la plajă. Ce clădire frumoasă e asta. Și uitați-vă, se lucrează la acoperiș. Ia uitați-vă și acum celebra supă cu usturoi din Bratislava. Ia uite, wow! Ia. Doamne! Ia. Știți cum miroase? Doamne! Ia. Păcat că nu simțiți mirosul. Păcat! Ia. Ia. Așa arată ea. Wow! Altă ea! Doamne, ce bine arată! Păi, să avem poftă bună între filmări. Nu e din lucru extraordinar aici, că se traduce foarte mult cu Google Translate la filmul ăsta, din slovacă în română. Și cum sună cabinele actorilor tradus din slovacă în română cu Google Translate? Ia uitați-vă! În slovacă e Satna Perci, iar în română e actor de dulap. Știam că există actor de duzină, dar actor de dulap, adică am ajuns să fiu și asta. Și acum hai să vedem cum arată. Ne ducem să vedem cum arată vestiarul actorilor, adică actorii de dulap. Nici nu arată rău. Deci, așa arată actorii de dulap. De fapt, cabinele actorilor. Frumos. E bine să fii actor în Slovacia. Ia uitați, conlucrarea româno-slovacă. Dana Rogoz cu Dominica. Yes. Două mame, amândouă au născut de curând. Așa e? Bineînțeles, diva seriată, diva filmului. Ela. Și eu la asta trebuie să răspund. Nu, după ce am eu. A, ce spui? Ia. Ia, deci spune tu, tell something in Slovakia. Yes. Dobrý deň, milí rumunskí sledovatelia. Volám sa Dominika a hrám partnerku Vladovi, teda Pavlovi. Adică a zis că sunt un foarte bun actor. Și spune tu, în slovacă. În slovacă, no, să nu, eu sunt, dar eu spun ce am zis ea. Eu sunt Dominica, joc aici personajul Bronia, iubita lui Vlado. Și Vlado sunt eu. No, tell a line in the Slovakian and after you. Yeah. Dobrý deň, volám sa Dominika a hrám Broňu. Bună seara, mă numesc Dominica și îmi place să zbor copil. Genul programului. Romance. Aoleu, cum mi s-a scris numele. Pavel Bartoș. Marian Miezga și Andrei Sopor. Iar acolo sunt fetele. Ia să vedem cum se numesc fetele care filmează. Uite aici. Aici, Tereza Costova. Dominica este partenera mea, Andreea Vasile și Dana Rogoz. Ia uitați-vă aici în câteva timp.
acele momente se va filma o scenă din filmul nostru. Eu nu filmez în asta. Dar uitați-vă. Ia uitați-vă, iar mi s-au oburit ochelarii. Au, mi-a picat și masca. Ia uitați-vă, am masca corect pusă. Și mi s-au oburit ochelarii. Ia uite. Asta este un decor de film, în asta filmăm. Ia. Ce frumos arată. Ia. Doamne, dar ce frumos e. Ia. Pentru că nu mai există târguri de Crăciun. Și uite, ea este autoarea scenariului. Încă se lucrează. Este Marek, producătorul. Uitați-vă, ce frumos. Spiritul Crăciunului. Că aici se face ceva. Vlado, este aici. Da. Așa. Pute rucavice. Ia uite. Mai e? I need the... Ce ești așa fericită? Sunt concentrată. Da. Îți place Bratislava? Da, Doamne, dar chiar nici aici nu scap de tine. Multă seriozitate înainte de filmare. Ia uitați-vă. Atât de serioasă n-am văzut-o. Rar. Și nici nu mai vorbești de română. Hello. Hello. You're from? Romania. It's unbelievable. And why we speak in English? Why do you have a hat on? Because it's my that is my character. Oh, I see. Also a Romanian actor who speak in English just. Okay. Ah, it's from Banat. Pavel Bartos? Nu, nu, vă rog, nu, sunt un simplu om, sunt un simplu actor, nu. Acum sunt Vlado, sunt Vlado. Nu sunt Vlado. Vă rog frumos, dar lăsați-mă în pace, vă rog frumos. A, pentru mama dumneavoastră, da, pentru da, mama dumneavoastră. Vă rog, da. Pentru mama mea, dacă spuneți asta, și eu să mă bucur. Am înțeles, ce mă bucur. Vedeți, deci, și în Bratislava, fanii, nu, te agasează. Te agasează. Am învățat ceva în slovacă. Zumbrela. Yes, okay. Zumbrela. Zumbrela. Tu ce ai învățat în slovacă? Zapalime ohe. Ciao. Și tu? Nu pot să zic că m-am învățat doamna Rogosova. Am înțeles. Ciao. Ciao. Suntem foarte... Atât am învățat. Ciao. Ah, camera. Camera cu. Visiera. Camera cu. Visiera. Hă? Visiera. Visiera ce înseamnă? Visiera. Ce stai drept. Hă? Stai drept. Visiera. Visiera. Mai drept de atâta? Visiera. It works for men also. Ce anume? It works for men also, like visiera. Ah. Yes. Ia cu M. Adică ia cu dulceață, ia cu gulab. Și acum să vedeți diferența dintre actrițele noastre. Ia. Uitați-vă acolo. Ei îi se ține umbrela. Ea, săraca, își ține singură. Mie mi se ține. I feel like a tournament, you know? Deci lumea când se plictisește, de fapt când dă pauze, cântă colinde de Crăciun. Andreea cântă cel mai bine. And now in Slovakian? No, no, this is a Christmas jukebox. Yes. Yeah. Okay. And now something in Slovakian. Yeah. Slovakian. Okay. Where is this? Pilsner Urkel. Poznaș. No. Așa se înțeleg o actriță română din România cu una din Slovacia. So. Poďme bratia do Betlema, did lie, daj slaň už niečo iné, lebo ťa a zbijem. That is the choreography for this song? Yes. If we box? Slovak national choreography. This song. No. I'm very sorry. Da. Așteptăm să mingă. Like,
It's like. Cam asta a fost o mică parte din filmări. Noi continuăm filmările. Poate o să mai fac un vlog și cu alte, cum să zic eu, alte pățanii de la filmare, pentru că este foarte fain, echipa este foarte faină, echipa de actori slovacă, cehă, foarte faină, echipa de producție foarte faină, adică să tot lucrez în condițiile astea. Și acum de lângă domnul Napoleon Bonaparte, ce să zic, vă spun, dacă v-a plăcut, like, subscribe, share, e soare cu dinți aici, de fapt, e soare cu mască, îi se văd doar ochii. Vă pup, e devenit în Bratislava, poate o să fac și un vlog cu locurile din Bratislava. Bine, nu acum că e închis tot, vedeți cam ce multă lume e acum. Așa că, ce să vă mai spun, popor talentat, oriunde ai fi lumea asta mare, te-am pupat. Adevărat, asta zic și eu. Ce haios sunt.